Republica Moldova își sărbătorește astăzi ziua independenței. Înainte să transmit și eu felicitările mele, în calitate de cetățean al Republicii Moldova, vreau mai întâi să clarificăm câteva chestii, să fie foarte clar ce sărbătorim noi astăzi și de ce. Pentru început, haideți să înțelegem față de cine ne-am declarat noi independența. Față de Uniunea Sovietică. De ce? Pentru că în componența Uniunii Sovietice am ajuns într-un mod nedemocratic, barbar și prin forță, prin obligație. Fără să fim întrebați, fără să aibă loc vreun referendum sau vreun alt proces democratic, noi am fost pur și simplu anexați cu forța, cu baioneta și constrânși să intrăm în componența Uniunii Sovietice. De unde ne-am proclamat independența? Deci, să fie clar. 2. Care a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova? România, bineînțeles. Deși propaganda sovietică spunea că România ne este dușman, că România vrea să ne ocupe, că România vrea să ne distrugă și să ne subjuge, tocmai România a fost cea care a susținut printre primele independența Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. Mergând mai departe, dragi prieteni, ce a urmat după? Imediat după ce ne-am proclamat independența, defuncta Uniune Sovietică, prin intermediul Federației Ruse, ne-a atacat la 2 martie 1992. Haideți să calculăm și noi, de pe 27 august și până pe 2 martie sunt mai puțin de jumătate de an. Deci nici n-am fost lăsați bine să ne naștem liberi pe acest pământ geopolitic, încât deja am și fost atacați de armata a 14-a Federației Ruse, care a omorât la propriu moldoveni și a bătut joc de teritoriul nostru național și până astăzi continuă să țină în captivitate mai bine de 10% din totalul teritoriului Republicii Moldova. Primul imn al Republicii Moldova, mai bine zis, primul imn al Republicii Independente a fost Deșteaptă-te Române. Limba a fost română, grafia a fost latină. Imediat după ce s-a trezit din stare de mort Uniunea Sovietică, în 94 la putere au venit agrarienii. Cu forțe bine susținute de la Moscova, aceștia au reușit să pervertească și limba și imnul. În 1994 aceste forțe agrariene au proclamat limba moldovenească și au schimbat imnul din Deșteaptă-te Române, unul cu mesaj foarte clar, înălțător, spre unul mai domol, așa, mai cumpătat, de unde să nu reiasă foarte clar cine suntem, ce limbă vorbim și încotro trebuie să mergem. Păi iată, dragi prieteni, e foarte important să luăm aceste evenimente drept un tot întreg, pentru că vom vedea foarte mulți așa ziși independiști care vor uita că în declarația de independență scrie limba română, că în declarația de independență scrie arealul etnic al devenirii noastre naționale. Or arealul etnic al devenirii noastre naționale este spațiul Carpato-Danubiano-Ponte, adică Carpato, munții Carpați, Danubius, adică Dunărea și Pontic. Ghiciți și voi, oare la ce se referă Pontic? Bineînțeles, la Marea Neagră, dragi prieteni. Iată, acest spațiu, Carpato-Danubiano-Pontic, se referă la cele trei principate române. Se referă la poporul român în toată diversitatea lui. Moldoveni, olteni, bănățeni, ardeleni, în funcție de criteriul teritorial, în funcție de apartenența noastră teritorială, dar care fac împreună un întreg popor. Acestea fiind spuse, felicitări Republica Moldova! Felicitări Republica Moldova independentă față de Uniunea Sovietică, nu cum ar vrea alții, independentă de spațiul de dezvoltare etnic, național, independentă de România, independentă de Uniunea Europeană, că vedem cât de independenți suntem. Independentă cu limba română, felicitări Republica Moldova! Independentă cu, în sfârșit, libertatea de a scăpa de gândirea sovietică, comunistă, nocivă. Felicitări Republica Moldova!